Vă duc să vedeți un adevărat făcător de miracole. Wow! Ce se întâmplă aici? Senzorii mei arată că suntem în orașul Capernaum, la începutul secolului I. Faceți-mi loc, faceți-mi loc! Dați-vă la o parte, trebuie să mă duc! Wow. Faceți loc, tu! Unde îl duci pe acest om? Îl ducem la Isus, care poate face miracole! Vă rog să vă mișcați, vrem să trecem, atenție! Dați-vă la o parte! Îndrăznește, fiule. Păcatele sunt iertate. Ce se întâmplă aici? Ce este mai lesne a zice păcatele sunt iertate sau a zice scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Semănătorul a ieșit să-și semene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânța a căzut lângă drum, unde a fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit, s-a uscat pentru că nu avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea și au necat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut atât de mult încât a făcut rod însutit. Cine are urechi de auzit, să audă și să înțeleagă. Eu aud, dar nu înțeleg. Controlul bărcii în valurile astea! Învățătorule! Învățătorule! Pierim! De ce vă este frică, puțin credincioșilor? De mustru! Taci! Fără gură! Petru, poți să te întreb ceva? A fost... nu știu... chiar incredibil! Nu ai încredere în proprii ochi? Nu, am văzut ce am văzut. Nu pot explica, dar am văzut. Cred că la fel cum îmi este greu să înțeleg ce spune Isus. Știu cum te simți.
Eu sunt un simplu pescar și când am început să-L urmez pe Iisus... Cristi, uite aici! Vezi cum intră funia ancorei în apă? Da. După cum vezi, pare că se îndoaie în acea direcție. Nu-i așa? Da. Dar, de fapt, este chiar aici. Uite-o! Funia părea că se îndoaie, dar nu era așa. Este un truc făcut de lumină și apă. Ca pescar am văzut acest fel de înșelăciune în fiecare zi și am știut că este o iluzie. Deci, când ochii ne spun ceva, adevărul ar putea fi cu totul altul? Partea grea este să înveți să recunoști ce este real și ce nu este. Ceea ce face Iisus, ceea ce este El, totul este foarte real. Pentru că miracolele și cuvintele Lui vin de la Dumnezeu. Cristi, du-te să spui și altora ce ai văzut și ai auzit. Eu voi fi mereu cu tine.